În sfârșit, o veste bună pentru românii cu credite în lei. Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut, ajungând la 3,36%, potrivit datelor publicate marți de Banca Națională a României. ROBOR la 3 luni este indicatorul principal în funcție de care se calculează dobânzile variabile la creditele în lei. Luni, indicele scăzuse la 3,38%, după ce vineri a stagnat la 3,39%. Joi, indicele ROBOR le-a dat fiori clienților băncilor, după ce a crescut la 3,39%, cel mai mare nivel din 26 februarie 2014, când a fost 3,40%. ROBOR a crescut accelerat începând din 13 aprilie, când se situa la nivelul de 2,07%.